În ziua de astăzi există atât de multă informație încât cu greu mai are cineva timp să o verifice și adesea multe minciuni trec de adevăr doar pentru că sună bine. Astăzi vom discuta despre 40 dintre acestea. Zahărul nu creează hiperactivitate, este doar un efect placebo. Marele zid chinezesc nu este singura clădire construită de om care se vede din spațiu. De fapt, marele zid chinezesc nici măcar nu este atât de mare pentru că trebuie să te forțezi ca să-l recunoști pe planetă. Păsările nu-și părăsesc puii dacă i-ai atins. This is Sparta! Așa că data trecută când ai văzut un pui de păsări care stătea pe jos și nu l-ai luat de jos să-l pui înapoi în cuib, este vina ta că a murit. Asta pentru că păsările nu au un simț dezvoltat al mirosului, așa că nu pot să-și dea seama dacă altcineva a pus mâna pe puii lor. Sângele oamenilor nu este niciodată albastru, indiferent de cum arată în cărțile de biologie sau cum pare când te uiți pe venele tale. Venele au un aspect albăstrui din cauza că sângele neoxigenat este un pic mai închis la culoare față de cel oxigenat, iar văzut prin piele și țesut gras, acesta pare mai albăstrui. Nu există zone diferite ale limbii cu simțuri dezvoltate diferit. Fiecare parte a limbii poate să simtă oricare gust. Și nu există doar patru simțuri, dulce, amar, acru și sărat, ci există și un al cincelea, acela al savorii și al aromei cărnii. Acesta se numește umami. Cameleonii nu își schimbă culoarea ca să se camufleze, ci își schimbă culoarea ca să transmită informații și în funcție de starea lor de spirit. Culoarea portocaliu este numită după fruct și nu fructul după culoarea portocaliu. Iar înainte de secolul 15, culoarea portocaliu era considerată tot roșu. Oamenii cred că pinguinii rămân parteneri pentru viață, dar nu fac asta. Unii sunt parteneri pentru un întreg sezon de împerechiere și foarte puțin parteneri pentru toată viața. Povestea care spune că NASA a inventat un pix ca să scrie în spațiu, în timp ce rușii au fost mai deștepți și au economisit o grămadă de bani scriind cu un creion în continuare, nu este adevărată și NASA scria tot cu creioane. Nicăieri nu este menționat în mod special că fructul oprit din grădina Edenului menționat în Biblie a fost un măr. Șansele cele mai mari sunt ca acesta să fi fost o rodie sau o smochină, dar mărul a rămas în tradiție ca fructul oprit pentru că multe fructe poartă numele de măr. Că tot suntem la subiect biblic, nicăieri în această carte nu apare data nașterii lui Hristos ca fiind 24 sau 25 decembrie. Cei mai mulți profesori sunt de acord că s-au născut în primăvară, în aprilie sau martie, sau unii spun chiar septembrie, dar nu există o dată sigură. Data de 25 decembrie a fost setată de Papa Iulius I pentru a păstra sărbătoarea solstițiului de iarnă ca sărbătoare creștină. Oamenii în mod normal au mai mult de 5 simțuri. Numărul variază între 9 și 20. Simțurile clasice sunt văz, miros, gust, atingere și auz, dar oamenii pot să simtă mult mai multe alte lucruri, cum ar fi echilibrul, viteza, durerea și temperatura, iar studii recente spun că cei care poartă barbă pot chiar să simtă mișcarea obiectelor din jurul lor. Napoleon Bonaparte nu a fost mic de înălțime. El avea 1,73 m, ceea ce îl făcea să fie chiar mai înalt decât cei mai mulți bărbați din vremea lui. Pământul nu se învârte în jurul Soarelui. El de fapt orbitează centrul sistemului solar, care de obicei se întâmplă să fie undeva în Soare, dar câteodată se întâmplă să fie în afara masei Soarelui, ceea ce înseamnă că orbitează în jurul spațiului gol. În vremea lui Cristofor Columb, lumea nu credea că pământul este plat. De fapt, oamenii de știință de atunci erau și ei educați și știau că este rotund, iar Cristofor Columb, plecat în voiajul său, chiar a subestimat mărimea planetei. Dacă nu s-ar fi întâlnit accidental cu indiile de vest, el și tot echipajul său ar fi murit de foame. Nu este adevărat că oamenii folosesc sub 10% din capacitatea creierului. În timp ce este adevărat că nu toți neuronii funcționează în același timp, asta nu înseamnă că nimic nu se întâmplă în creierul tău în restul timpului. Vikingii nu au pus niciodată coarne pe coifurile pe care le purtau în bătălie. Imaginea aceasta a apărut în 1876 prin Wagner și în timp ce îi face pe vikingi să pară mult mai fioroși cu coarnele lor pe coifuri, acelea ar fi fost mânere perfecte în timpul luptei pentru a fi dați jos la pământ și omorâți. Așa că nu, vikingii nu purtau coarne pe coifuri. Dacă te duci să înnoți la mai puțin de o oră după ce ai mâncat, nu va duce la crampe sau la un nec. Corelația între un nec și consumatul a ceva se face cu privire la alcool. Nu îți ia 7 ani să digeri guma, de fapt nu o digeri deloc, trece pur și simplu prin sistemul tău digestiv. Evoluționiștii nu cred că am evoluat din maimuțe, ci doar că avem un strămoș comun. George Washington nu a avut dinți din lemn. El de fapt a avut dinți făcuți din aur, plumb, dinți de animal în mod special măgar și de la proprii săi sclavi. Roșcații nu sunt pe cale de dispariție și nici blondele. Doar dacă toată lumea care poartă gena părului roșcat sau blond moare sau nu se poate reproduce, atunci culoarea va dispărea. Dar asta probabil niciodată nu se va întâmpla, pentru că acești pigmenți apar în compoziția aproape tuturor nuanțelor de păr. Liliecii nu sunt orbi. Toate speciile de lilieci au ochi și pot să vadă. De fapt, cele mai multe specii de lilieci văd foarte bine, atât de bine încât au vedere chiar și pe timp de noapte. În evul mediu, speranța de viață nu era chiar 30 de ani. Media speranței de viață era trasă mult în jos din cauza mortalității infantile, dar dacă supraviețuiai pentru a ajunge adult în Anglia medievală, puteai spera să ajungi să ai 60 de ani.
muștele trăiesc mai mult de 24 de ore, dacă nu le prinzi. Ele pot să trăiască între 20 și 30 de zile. Sticla nu curge exact ca un lichid. Sticla veche sau de proastă calitate poate să pară că se scurge din cauza proceselor de slabă calitate de producere. Degetele nu ți se încrețesc atunci când ești în apă din cauza că pielea absoarbe mai multă umiditate, ci este un sistem nervos automat care face pielea să se încrețească pentru a avea mai multă prindere atunci când ești într-un mediu lichid. Astfel, pielea ta de pe degete, având o suprafață mai mare de prindere, șansele ca tu să aluneci sau să-ți cadă ceva din mână sunt mai mici. Floarea soarelui nu se învârte după soare în fiecare zi, este mereu cu fața înspre est. Nu este contraindicat să trezești un somnambul, nu ai cum să-l rănești trezindu-l, e posibil să fie puțin confuz, dar își va reveni. Ceea ce este periculos e să-l lași să meargă prin casă în timp ce doarme sau și mai rău să iasă afară din casă. Taurii nu văd culoarea roșie diferit față de oricare altă culoare, ceea ce îi enervează de fapt este comportamentul matadorilor, lucru care îi face să îi atace. În afara familiei tale și probabil a unui cerc foarte strâns de prieteni, nimănui pe această planetă nu-i pasă mai mult de tine. Asta dacă nu cumva ești celebru. Albert Einstein nu a fost corigent la matematică. Este drept că a picat un examen la intrarea unei școli pentru studenți foarte avansați, dar el era cu 2 ani mai tânăr decât toată lumea care dădea acest test și a trecut cu biotestele de matematică și știință din secțiunea acelui examen. Dar de ce credem acest lucru? Ei bine, pentru că ne face să ne simțim bine când vedem că cineva care a pornit de atât de jos a ajuns atât de sus și de celebru. Vaccinarea nu cauzează autism. Singurul studiu care a legat aceste două lucruri vreodată a fost falsificat de oamenii de știință care l-au condus. De asemenea, George Washington nu a fumat niciodată marihuana. El a crescut cannabis pe proprietatea sa, dar aceasta a fost pentru a produce materiale textile pentru hainele sclavilor. Jihad nu înseamnă război sfânt, ci se transmite ad literam ca turbulență. Thomas Edison nu a inventat becul. El este cel care a dezvoltat primul bec care dura mai multe ore și putea fi folosit într-o casă, dar mulți au dezvoltat becul înaintea lui. Câinii nu transpiră prin salivare. Respiratul cu gura deschisă îi ajută să se răcorească, dar câinii nu au glande sudoripare pe lângă limbă. Cele mai multe sunt pe picioare. Ușa de la toaletă împreună cu clanța ușii nu sunt cele mai infestate de bacterii lucruri din casa ta și nici din baie. Studiile arată că de fapt este posibil să fie cel mai puțin infestate din cauza că au suprafețe lucioase la care bacteriile și germenii nu pot să adere. Asta a fost tot pentru azi. Sper că v-a plăcut topul și v-a ajutat să aflați adevărul. Dacă v-a plăcut, lăsați-mi un comentariu pentru că am material pentru încă unul. Până atunci, trimiteți videoclipul mai departe pentru că adevărul trebuie să fie eliberat. Și ca întotdeauna, nu uitați să dați share, like și abonare pentru că nu vreți să ratați ceea ce urmează.